Este a doua zi din călătoria noastră. Astăzi mergem în destinația principală. Pula! Croația. O să fie o excursie destul de interesantă. Avem o grămadă de încărcări până ajungem acolo. Avem 660 de km. Acum suntem în Belgrad la Supercharger. Ziua de ieri a fost plină de emoții pentru că am ajuns aici cu 1% baterie. Iar astăzi noi o să vedem cum se prezintă orașul Pula din Croația. Oricum a fost o experiență interesantă aici în Serbia. Experiență interesantă pentru că Andreea să rămână în porum cu fără baterie și că am plătit netul roaming de neausturat. Da, cost suplimentar pe o singură zi, 100 de lei, momentan. Acum mâncăm și noi ceva, luăm ceva suc, provizii și ne punem la drum. Am încărcat mașina, scoatem la drum. În un kilometru intrăm în Croația și deja avem internet, ne-a revenit Tesla la normal și acum vedem totul cum trebuie, putem să folosim Spotify-ul, totul este în regulă, uite, vedem deja din nou în satelit. Uite câte camioane aici la graniță, granița e direct pe autostradă. 5 minute am stat aici la Serbia, urmează să intrăm în Croația. See you again in Serbia, goodbye, ia uite. Da, chiar o să ne întoarcem înapoi, dar uite ce aici. Ne-am întors în Uniunea Europeană. Bine! Deci nu credeam că mă simt atât de bine că intru într-o țară din Uniunea Europeană. Putem să ne folosim și noi netul ca lume. Nu a durat foarte mult verificarea și acum suntem în Schengen. În spațiul Schengen. În Păpucești. Avem net, foarte important. Și mergem forță către... Pula. Sună foarte ciudat, dar hai. Fix când am ieșit de pe autostradă ca să încarc, trebuie să dau tichetul acum. Acum trebuie să încărcăm. E bine că aici sunt poziționate fix lângă autostradă. Doar ai ieșit puțin de pe autostradă, ai încărcat și după aceea te întorci pe autostradă. Uite-le acolo, uite. Fix cum am plătit, deja am ajuns. Bun, hai să băgăm. Așa. Opririle astea pe autostradă prind destul de bine pentru că trebuie neapărat să mâncăm ceva. A few moments later. Iar acum ajungem cu 8%. Eu cred că o să ajungem cu mai mult. Am plătit 17,48 €. Într-un final am ajuns cu 29%. Am făcut o mică oprire la Mac pe autostradă. Așa rezolvăm repede problema cu mâncatul, nu? Da. Ultimul supercharger până la destinație. Gata. Bun. Direct pe coasta de Azuriș pe aici, dar la mai de buget. Am parcat mașina. Hai să vedem priveliștea. Acolo e o insulă și de acolo venim noi, din depărtare de acolo. Băi, mi s-a zburit pielea pe mine, deci nu știu, e așa un sentiment, arată superb. Nu știu ce cadre am pus aici pe vlog, dar se vede efectiv ca și cum ai fi pe coasta de Azur, arată super mișto, pe bune, deci vibe-ul e super mișto. Aproape a pus soarele, dar noi am ajuns într-un final în, ia uite aici, Pula / Pola. Am ajuns. Mamă. Ce? Uite cât de departe cazarea de unde suntem noi. Cât avem de mers, mă? O jumătate de oră, o oră, ce ai? Ce ai, mă, că nu e atâta Pula aici. Mâine este ziua în care vizităm ca lumea să vedem ce ne poate prezenta acest oraș, ca să nu zicem altfel. Mamă, ce se giratoriu. Deci că e pista de aterizare pentru o ZN. Acum am ajuns la cazare, deci mă simt efectiv ca în Cipru. Am dat așa o tură rapid prin oraș. Cum arată căsuțele astea așa, foarte Italia, în Cipru, îmi dă foarte mult vibe de Cipru, că eu am mers în Cipru de mai multe ori. Hai să băgăm codul 74. Out. Nu știu ce e de bogat. Nu știu cât a cheie. Ușor. Să intru? De. Aia vreau să văd, du-te, du-te. Mamă, cu tabă. Asta da, baie. Băi, nebun. E țuții. Primul dormitor, ia dai. Mamă.
Wow. Da, bine că au pus în bucătărie televizor. Doamne, ferește. Doamne, tu nu ești sănătos la cap. Deci un pat forever alone, următorul. Un pat corect, aferent. Mamă, ce ești. Dai. Dar de ce e goală? Ai zis că e goală? Da. E prea limpede. E apă în ea, e prea limpede. Ia uite, mai e un dormitor aici. Deci sunt două dormitoare cu paturi duble și un dormitor cameră unde se află un pat. 1080 de lei pentru două nopți, pentru toate camerele astea pe care le-ați văzut și cazarea asta cu piscină, cu toate nebunile. Spuneți-mi în comentarii ce părere aveți de prețul ăsta. Eu zic că se merită, mai ales dacă veniți cu mai mulți, nu cum am fost noi, doar 3 oameni. Bun, acum o să dau o tură prin piscină de seară, vedem ce o să fie. Câteva poze, iar cerul era plin de stele. The next day. Bună dimineața, ne-am trezit destul de devreme și acum ne ducem către plajă. Plaja pe care o să încercăm se numește Hawaii Beach. Sunt tare curios să văd cum arată, pentru că am văzut niște poze și are o culoare super, super frumoasă și rămâne de văzut ce o să găsim acolo. Am reușit să găsim un loc de parcare undeva unde sunt și copaci fix lângă plajă. Și sunt foarte mulți străini pe aici, deci avem Germania, Suedia, Finlanda. Am găsit până și un român din Cluj care este pe aici. Am trecut pe GoPro, n-am mai filmat cu GoPro de o grămadă de timp. Cel mai des aici în Croația găsești plaje cu piatră. Asta este un dezavantaj mie, eu prefer cu nisip. Vedem acum cum o să fie. Pietre, aici e un pic de nisip. Se fac sărituri la nivel înalt aici. Ia uite. Ia să vedem. Dom'le, cât de limpede e. Prima intrare în Marea Mediterană sau Marea Adriatică. Deci e foarte bună apa. Nu este nici rece, nu e nici foarte caldă. Hai că vă bag puțin pe sub apă să vedeți cum arată. Am intrat un pic în explorare. Uite așa am găsit aici în pula. Doamne, cum arată. Direct peșteră. Cel mai frică mie de viatățile astea subacvatice, dacă găsesc cumva pe aici vreun rac ceva. Deși eu sunt zodia rac, nu cred că o să ne înțelegem neapărat foarte bine. Mă mănâncă destul de grav să sar până acolo jos. Dacă dați acolo pe butonul ăla de like, poate mai crește mie curajul. Până acum analizez situația. Și tu vrei să sar de aici? Îmi e rău, nu, te rog frumos. Nu, uite de unde. De aici. Mai băiatule, ai grijă. 3, 2, 1 și... Suntem în Croația, pula, și cam așa arată plaja. Ba voi, sare de pe sâncă. Wow! Wow! Tot n-am pus mâna la nas, dar de data asta măcar am scos aer pe nas și nu mi-a intrat apă. Cam așa arată plaja, am lăsat-o, s-a aglomerat destul de tare. Deja a început soarele să ardă. Toate prețurile legate de această excursie în Europa o să vi le pun în ultimul episod din această serie, pentru că atunci o să abordăm cât a costat toată nebunia asta și o să vedeți că nu a fost atât de scump pe cum poate pare pe vlog. Mașinuța ne așteaptă aici la umbră. Să dacă putem să o băgăm la încărcat. Este și gratuit aici, nu mai este ca în România. Mai nou în România la Kaufland costă. Cum e? Bum! Am ajuns cu 18 aici la încărcat. Ieri am ajuns cu vreo 30%, dar am consumat mult și prin aici când ne-am plimbat prin oraș. Am lăsat-o să filmeze și peste noapte. Și acum, într-o oră jumătate cu 29 de kW. O să facem plinul aici și am scăpat. Ia uite câtă mâncare e aici. Ne-am luat mâncare de toți banii. Am ajuns la Colosseum, numai că nu suntem în Roma, suntem în Pula. Și sentimentul ăsta pe care l-ai atunci când ai 100% la baterie și ai încărcat și mașina gratuit e cum trebuie. Trebuie să căutăm acum un loc de parcare. O parcare fixă în centru lângă Amfiteatrul Pulii. Așa se numește pe Google Maps, să nu vă aud în comentarii că de ce așa vorbesc așa. Efectiv așa scrie pe Google Maps. Amfiteatrul a Pulii, gen. Pa, știi, noi așa zicem când ne enervăm. E, magazinul Pulii, magazinul... aici e Amfiteatrul Pulii. 10 euro pentru adulți, 5 euro pentru studenți. Noroc că suntem studenți. Ia uite unde am ajuns. Ce se numă schelele astea aici? Ești în Amfiteatru Pulii aici. Ce senzații de toată pula. Lasă-mă papa la mare, vreau distracție. Sunt celebru, scoate-mă de aici, ia uite ce. Și acum să recântăm anea aici
Hai Mercedes, hai în avion și lasă fie să-ți fac. Deci cam așa arată amfiteatru, eu zic că arată destul de drăguț. Am făcut câteva poze. Să dați acolo un like pe Instagram neapărat la poze. Hai să mai vedem ce mai găsim pe aici. Da, avem și semn. 2 hours later. Acum suntem într-un autocar și mergem într-o excursie pe mare. Să vedem ce o să iasă. Deci zici că am ajuns pe lac, nu pe mare. Suntem în larg și e lac. Bine ai venit în lacul Trichirghion. Du-te mă de aici că e atât de curat și de limpede. Uite deci tu cât de... liniștit. Barca ne duce o grămadă în larg. De, uitați-vă cât de departe am ajuns. Aici este orașul de unde am plecat noi din port. Deci efectiv aici e Veneția. Aici suntem noi. Destul de aproape. Și uite așa, am prins și apusul, nu știu cât se va vedea pe cameră. Am văzut și delfinii, i-a prins domnișoara Ioana pe cameră, eu eram ocupat cu telefonul să pun pe Instagram. A ieșit de mișto. Și cu ocazia asta că suntem în vârful castelului din Pula, vă încheie acest vlog cu concluzia că Pula chiar merită vizitată, deși sună așa ciudat numele pentru noi românii, dar chiar este un oraș foarte frumos, plin de turiști din toată Europa și uitați-vă și voi ce frumos se vede drap. Cred că cel mai înalt punct de aici din centru vechi. Castelul ăsta a fost modernizat cu fonduri europene, are un sistem de tunele foarte frumos din primul și al doilea război mondial. Este foarte frumos, este plin de istoria acest oraș și vă recomand să-l vizitați. Puteți să vă luați lejer câteva zile aici pentru că aveți și plajă, aveți și arhitectură și distracție. Eu zic că chiar merită. Am filmat și câteva TikTok-uri slash Reels-uri pentru Instagram. În următorul vlog o să vedeți probabil cel mai frumos parc național din Europa. Multă lume a zis treaba asta. O să vedeți aici în Croația că există un sistem de cascade cu lacuri. O să vedeți foarte multe lucruri frumoase în următorul vlog. Nu uitați de subscribe pentru că înseamnă foarte mult pentru mine și ne auzim data viitoare. Vă pup, ceau!